Universitatea Valahia din Târgoviște a găzduit de curând conferința cu tema Eros, Logos și Agape, dragostea în era smartphone, susținută de Mihail Neamțu. Totodată, în cadrul manifestării, a avut loc și lansarea volumului cu același titlu. Manifestarea a fost organizată de Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare din cadrul Universității Valahia. Abia aștept să întâlnesc pe domnul Mihail Neamțu, mai ales că tot anul acesta pentru mine stă sub clopotul dialogului dintre filozofie și teologie. Dânsul este absolvent, este de fapt doctor în filozofie și în teologie și în țară și în afara țării, King's College din England. Și cei mai mulți am văzut că îl cunosc pentru că îl urmăresc pe YouTube. Și acest lucru m-a bucurat foarte, foarte mult pentru că am spus în sfârșit în Târgoviște puteți vedea și live. Chiar dacă suntem mai puțini astăzi și nu avem publicul de la Cluj, dar într-o zi vom fi ca la Cluj. Creșteți și vă mulțiți. Da. Am să dau cuvântul colegului meu, Tibi Ciulei, să spună două cuvinte, după care abia aștept să ascultăm pe domnul Mihail Neamțu. Mulțumesc. Odată ce Alexandru pune presiune la modul abia aștept pe domnul Mihail Neamțu, este clar că va trebui să fiu foarte, foarte scurt. Nici nu propun să fiu foarte lung, pentru că sunt convins că ați venit pentru mine. N-ați venit probabil nici pentru domnul Mihail Neamțu, ci ați venit pentru scriitura domniei sale. Deși din câți prieteni are, înțeleg că ați venit și pentru domnia sa în mod personal. Cred că Alexandru mi-a dat cuvântul doar pentru a sublinia faptul că această conferință se desfășoară în continuarea unor conferințe pe care Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare le organizează sub egida Universității. Și o salut aici în sală, aflându-se de noi și alături de noi și doamna rector Laura Gorbiu. O serie de conferințe fără o periodicitate prestabilită. Au fost și două pe lună, a fost și una la două luni, însă cu toate revendicându-se în funcție de invitații pe care am avut, fie că a fost poetul Nicolae Breban, fie că au fost profesorii de la Montpellier, fie că este domnia sa Mihail Neamțu, se revendică din domeniul științelor umaniste. De coleg, dragi prieteni, mă bucur foarte mult să fiu la Târgoviște, să revin în această cetate de scaun pe care Mircea Horia Simionescu a asemuit-o faimoasei Florența. Mă bucur să fiu într-un asemenea prestigios campus universitar. Sunteți foarte faimoși. Și vă fac această mărturisire. Am venit grație mijlocirii unor prieteni de peste ocean. În această sală sunt doi oameni care au venit din Seattle. Nu știu dacă să mă vadă, cât să-și revadă cu siguranță țara. E vorba de doi oameni care urmăresc tot ceea ce se întâmplă în România cu o anumită preocupare, o anumită îngrijorare și în același timp oameni care nu și-au uitat rădăcinile. Este esențial ca noi toți să nu pierdem această legătură cu rădăcina etosului național. Pe de altă parte, e important să explorăm dincolo de limitele și de, până la urmă, această circumscriere accidentală care este limba ta, să explorăm universalitatea. Iubirea, cred că este universalul prin excelență, cred că oriunde am merge, în orice colț de lume, am găsit această perenitate a iubirii ca fiind incontestabilă. Orice om, indiferent de limbă, de etnie, de religie, caută iubirea și poate dumneavoastră, o parte cel puțin, ați venit în această seară cu gândul că veți primi un răspuns. Eu mă voi angaja la acest demers de elucidare a acestor definiții complicate, ce este erosul, ce este logos, ce este agape, dar nu vă promit că veți fi neapărat mulțumiți, însă poate vom parcurge de aici încolo un drum împreună, fiindcă eu cred că e nevoie pe întrebările acestea, ca întrebările acestea mari să aibă parte și de o călăuzire. Nu poți singur niciodată să lămurești lucrurile mari și în această călăuzire sper să vă putem oferi și o carte, apropo, proaspăt apărută și nu exagerez deloc spunând că este proaspăt aproape caldă, în sensul în care ea a ieșit de la tipar acum doar câteva ore. Eu chiar dacă am uitat în sondaje și am văzut că
mișcarea nu mai este atât de populară. Eu mă mișc, să știți, cred foarte mult că mișcarea face bine și o să cer iertare prietenilor de la televiziune dacă le perturb cumva atenția. Spun încă o dată că e foarte important să știm că în această aulă, în această superbă clădire, suntem chemați să fim europeni. De ce? Pentru că europenii fac de 2500 de ani ceea ce faceți dumneavoastră acum. Un efort. În primul rând, deși nu s-a spus, cu toții cred că v-ați stins telefoanele mobile. Asta pentru că ați văzut că dragostea e la smartphone, ați zis să nu mai fiți perturbați. Foarte bine, v-ați stins telefoanele mobile ca să nu fiți bruiați de cei care din afară nu știu ce se întâmplă aici. Eu sper să puteți să le spuneți la capătul acestei conferințe că au pierdut ceva fundamental și veți vedea de ce. Pentru că în această seară, poate nu ați știut, veți păși împreună cu mine și cu protagoniștii acestei prelegeri pe urmele lui Socrate, pe urmele lui Platon, dar și pe urmele evanghelistului Ioan din Patmos. Veți fi martorii unei dramatice transformări lăuntrice în viața unui scriitor de secolul XIX și sper că această poveste, care trebuie să se încheie în jurul orei 19:30, să vă inspire pe voi toți. Dragostea, spuneam, are foarte multe definiții. Am putea vorbi în această seară și despre prietenie, am putea să vorbim despre dragostea între bărbat și femeie, am putea să vorbim și despre iubirea filială pe care o simte un tată față de fiica lui, o mamă față de fiul ei, fără să-și propună, îl iubește, pur și simplu. Am putea vorbi și despre iubirea divină, despre dragostea agape, despre care Apostolul Pavel ne vorbește atât de frumos în 1 Corinteni 13. Sigur că am putea să mai facem o remarcă, dincolo de luptele oricărui speaker cu microfon. Îți dai seama întotdeauna când pui mâna pe microfon că există două formule clasice, Made in China și I love you, care nu îți prezintă garanții. Eu sper că reușim până la urmă să ducem până la capăt acest tip de comunicare, intermediat de microfon, deși în agora grecească te bazai pe vocea proprie. Spuneam că e bine că nu suntem întotdeauna chinezi, dar dacă ar fi fost chinez, nu Adam și Eva, ar fi mâncat șarpele și numărul. Și cu toate aceste isprăvi pe care le-au făcut în grădina Paradisului, nu ne-am mai fi confruntat. Deci suntem europeni, nu suntem chinezi. Gândiți-vă că Socrate a stat o noapte întreagă de vorbă cu prietenii săi, cu Aristofan și nu numai, cu Alcibiade. A stat de vorbă despre iubire. 7 ceasuri. Eu v-am promis o oră. Sper să rezistați. Sigur, ei aveau și puțin vin, ca să dreagă puțin vocea protagonistului. Se foloseau și de această licoare. Unii mai cred că vinul veselește inima omului, alții nu cred asta. Dar nu despre vin e vorba, ci despre capacitatea noastră de a reflecta asupra iubirii. Pentru că noi credem că iubirea e doar o experiență, un sentiment, dar mari gânditori ne-au spus că e mai mult. De pildă, Socrate, în discursul său, care de fapt citează o mare preoteasă din vremea aceea, Diotima, sau Diotima, ne spune că dragostea, iubirea, așa cum o simțim noi spontan, mai ales la vârsta adolescenței, este rodul întâlnirii între penia, spune el, și poros, adică între sărăcia de limbaj și bogăția de sentimente. Orice tânăr care se îndrăgostește la un moment dat cu o fată, simte că este foarte greu să exprime ceea ce trăiește. Orice om care a trecut prin experiența suferinței, a pătimirilor iubirii, își dă seama că limbajul filozofic, chiar și cel matematic, este neputincios. Că trebuie să recurgem, noi așa, la Nichita Stănescu, să recurgem la Mihai Eminescu, pentru a transmite și pentru a amplifica prin cuvânt, noi așa, ceea ce simțim adesea tacit. La început era cuvântul și prin cuvânt toate s-au făcut, iar eu cred că mai ales iubirea a fost reconstruită, refăcută, renăscută și renălțată prin cuvânt. Vom vedea dacă știm ce este acest cuvânt care s-a făcut trup și dacă acest cuvânt este pentru noi cuvântul vieții. Dar fără cuvinte, rămânem cu ceea ce ne oferă lumea de astăzi, anume emoticoanele. Anume acești pixeli impersonali, aceste pur și simplu semne pe o suprafață a telefonului mobil, care prin definiție, pentru că e doar o suprafață, ne condamnă la ce? La superficialitate. Când rămâi la suprafața lucrurilor, ești cum? Superficial. Nu există un adânc spre care plonjezi. Psalmistul David spunea, adânc pe adânc cheamă.
E nevoie ca adâncimea ta de reflecție să stârnească în celălalt, în iubitul tău, în iubita ta, o adâncime a unui răspuns. Această adâncime lipsește în zilele noastre. Gândiți-vă că nu am scris această carte întâmplător. Mulți zic, cum poate Neamțul, chiar el, să vorbească despre asta? Și spun foarte simplu, având doar capitalul suferinței în spate. Pentru că e foarte important să vă reamintiți, în limba greacă, matein, la infinitiv, și patein, adică a învăța și a pătimi, patein, asta înseamnă a pătimi, au, într-un fel, o rezonanță. Au un soi de congruență semantică. Nu poți să înveți nimic fără să suferi. Și cine nu a iubit, n-a suferit, și cine n-a suferit, nu a iubit.